Salutare băieții, eu sunt Cristi și bine v-am găsit într-un nou episod. Astăzi suntem pe contul meu secundar și vreau să vă zic că, sincer, în ultima vreme n-am mai văzut așa susținere din partea voastră la această serie. Mi se pare că toată seria se duce așa un pic în jos și pe lângă faptul că nu-mi place asta și nu mai mă motivează la fel de mult, vreau să vă zic că, na, dacă nu vă mai plac aceste clipuri de pe contul de Rotul Glorii, nu știu dacă are rost să le mai fac sau dacă e, măcar le voi face mai rare, dar personal mai fac aceste clipuri și din cauza altei lipse de content, adică nu prea aș ști ce să filmez altceva. Dacă aveți voi alte sugestii, lăsați-mi în comentarii. Mie personal chiar mi-a plăcut foarte mult această serie, chiar mi-a plăcut că am putut crește această echipă foarte, foarte bine. Și zic eu, de fiecare dată am ales să fac videoclipuri destul de interesante, nu atunci când am luat orice jucător care nu însemna mai nimic sau când jucam la eveniment sau așa ceva, nu, pur și simplu am făcut un clip atunci când am simțit că este ceva interesant de făcut și, na, așa că băieții, hai să facem acest episod, dacă se poate, 700 de like-uri, dacă vom face 700 de like-uri, o să continuăm cu această serie în cam același mod, hai să zicem așa. Abonați-vă de asemenea dacă sunteți noi, dați-vă un share pe Instagram, pe Story sau pe oriunde altceva, orice social media pe care îl folosiți voi. De asemenea, dați și mie un follow pe Instagram pentru că mai fac și acolo anumite chestii pe care nu le fac off camera, să zicem așa. Uite, spre exemplu, fac săptămânal un Q&A acolo și mai anunț anumite lucruri, nu știu, spre exemplu, când voi comenta echipele voastre, e foarte posibil să o fac curând, așa că uitați o altă chestie. Plus că urmează să fac un giveaway pe Instagram, așa că ar fi foarte bine să mă aveți acolo. Ce vom face, băieți, în acest episod este foarte, foarte simplu. În momentul de față să văd cum arată echipa, mă rog, e un pic în, așa, în construcție, mă rog, în reconstrucție, pentru că vedem, avem doi fundași de gold. Bineînțeles că nu o să rămână Demiral și Bocchetti acolo, dar am vândut și doi fundași centrali pe care i-aveam acolo. I-am vândut mai exact pe Gabriel și pe Nacho, pentru că mi-ați și spus că sunt doi fundași foarte, foarte slabi. Și v-am zis că țin cont de părerile voastre. Aș fi scăpat și de Iero, dar chiar mă aștept la Chemistry și oricum mi-ar fi trebuit un fundaș central și n-aveam bani de 3 fundași centrali buni și destul de high rated, deci asta e. Mergând, băieții, pe market, la my listings, avem aici, băieții, vedeți, i-am vândut pe Mbappé și pe Gabriel pentru că pe Mbappé nu mai îl foloseam de câteva episoade și n-avea rost să-l țin în club, aparent și-a păstrat un preț destul de ridicat pentru că probabil nu prea ai cum să faci rost de el. A fost doar atunci la Global Team of 2 și atunci nu a mai fost pe nicăieri în pecuri și am obținut 2 milioane frumoase pe el, de pe el și 3 milioane pe Gabriel, ceea ce zic eu este grozav. Și acum avem, băieții, bani, avem aproape 10 milioane de coin și să cumpărăm 2 super jucători, 2 super fundași centrali. Unul dintre ei mi-aș dori și pe contul mare, dar acolo nu mai am bani mai între față. O să vedem cum facem și acolo cu bănuții. Iar primul fundaș central, amândoi sunt de 99, un mic hint, hai să zicem așa. Și amândoi au, bineînțeles, ca skill boost holding, pentru că pe asta m-aș fi interesat la ei. Bun, o să trecem aici holding și la preț o să punem până în 5 milioane, nu, întâi o să punem până în 4 milioane jumate, pentru că unul din ei este ceva mai ieftin. Este vorba mai exact de Gary Cahill, de 99, de la Star Pass, cred că este de la ultimul Star Pass avort, adică cel în care este și în momentul de față. Vedem aici statistici chiar foarte, foarte bune. La pace nu stă chiar demențial, dar e ok să zicem așa. Dar pe statisticile de apărare stă nemaipomenit. Vedem la toate peste 120, ceea ce nu este deloc, deloc rău. Are și dives into tackles și power header la trade-uri, cred că sunt și niște trade-uri foarte bune. Hai să vedem care este cel mai ieftin Cahill și să-l achiziționăm. Pare undeva la 3.200.000, dacă cam asta ar fi prețul lui. Nu o să mai mui mai departe, o să-l iau pe ăsta 3.277.000 și ne mai rămân destui bani și după ce urmă al doilea fundaș. Hai să luăm și pe al doilea, care este un piculeț mai scump, dar cred că este și mai bun de asemenea. Și exact este vorba, băieții, de Socrates de 99 de la Arsenal, mă rog, da, mai este în continuare la Arsenal. De la eventul la, cum se numea, Treasure Hunt, așa, da, Atlantis mai exact. Hai să vedem care este cel mai ieftin, 5.400.000, vă că ar fi cel mai ieftin, dar hai să-l alegem doar pe el. 5.400.000, bă, că pe aici e prețul său, nu văd niciunul mai ieftin, deci nu o să mai lungesc, uite, o să-l iau pe ăsta, 5.452.000 și chiar mi-a zis foarte mult că e un fundaș foarte bun, într-adevăr chiar arată asta și la statistici, are un pace grozav pentru ratingul său, chiar mai bun decât al lui Cahill, are tot așa holding,
Dar din păcate e traituri, dar vom vedea până la urmă în gameplay, acolo contează cel mai mult. Hai să vedem acum cum o să-i punem, pentru că oricum și LMU și RMU sunt din Premier League, așa că nu o să avem probleme la chemistry. Mai multe probleme o să avem cu Casillas din păcate, dar dacă nu greșesc și el avea niște link-uri VIP, are un link VIP. E ok, ne descurcăm, cred că va rămâne acolo Sanichi, având în vedere că are și link-ul foarte bun cu Fernando Hierro. Hai să-l băgăm în locul lui Bochetti, uite, pe Cahill. Mamă, ok. Hai să vedem. Și va trebui să le dăm și rank-urile de care le aveau, pe care le aveau Nacho și Rudiger. De fapt, stai că rank-ul, nu Rudiger, Nacho și Gabriel. De fapt, rank-ul lui Gabriel le-am dat lui Fernando Hierro, vezi că acum are Hierro rank 2. Dar o să le dăm și lor rank, deci nu-i problemă. Și în locul lui Demiral îl băgăm frumos Socrates de 99, care arată chiar grozav la statistici. Și cred că o să-i țină așa, chiar în felul ăsta cum arată acum. 32 chemistry pentru Socrates, 29 pentru Cahill și aparent are și Iker Casillas 30 din 31 chemistry, ceea ce este grozav. Mai rămâne în primul rând foarte mult, ceea ce îmi doresc eu foarte mult să schimb la echipă este să-l schimb pe Neymar. Nu mai face față, un shot power mult prea mic pentru momentul ăsta al jocului, cât are la shot power, are doar 89. Foarte, foarte greu să dau un finesse cu el și să fie gol, mai ales undeva la Versatex sau la head-to-head sau chiar și în campanii. La contarea echipelor cu minim 110 overall, foarte greu să mai facă față și va fi schimbat probabil că de curând. Dar acum am simțit nevoia că acolo în apărare nu stăteam prea bine și am făcut aceste două schimbări. Hai să vedem dacă avem și cu ce să le dăm rank up. A, uite că pe Nacho încă l-am în echipă, dar aș putea băga pe Daka ăsta, dar mă costă foarte, foarte mult din ce știu. Mamă, stai că mamă, dacă îl băgam aici am ultimul dobitoc. Pardon, la rank transfer se face. Da, mă, costă 3 milioane jumate. Chiar dacă cred că totuși o să fac asta la un moment dat, o să-i dau unui jucător rank-ul la 10-a lui Daka de la Top Prospects. Între timp, uite, o să-i dau lui Cahill rank-ul lui Nacho. Și poate că, nu știu, dacă se mai, nici nu știu dacă se mai dau rank-ul lui Socrates. Poate o să-l bag chiar pe Daka în Socrates, dar în alt episod, pentru că acum nu mai am de unde să mai fac rost de bani. Nu prea am jucători așa low rated de 78, deci... cred că o să păstrăm, cred că o să păstrăm așa, nu-i mai dau rank-ul lui Socrates, câte rank-uri ne-ar mai trebui. A, sunt chiar pe, mă rog, cam pe acolo, pe 0. Deci, da, cred că poate în următoarele episoade, nu știu dacă chiar în următorul episod, o să-i dăm, cred că lui Socrates sau poate unui alt atacant dacă e să-l schimb pe Havertz sau, nu știu, vedem că mai sunt încă jucători, mai am încă jucători, vedeți, care nu au încă rank-uri. Dar o să vedem, o să dăm și rank-ul la 10-a lui Daka cuiva, pentru că n-are rost să... țin un jucător pe care nu-l folosesc cu rank 10. Chiar dacă costă destul de mult, până la urmă m-ar costa și mai mult dacă aș crește un jucător la rank 10. Nici măcar pe contul mare n-am un jucător cu rank 10. Deci, that's that. Am fost Cristi, băieții, ăsta a fost episodul nostru. Sper că v-a plăcut. Spuneți-mi în comentarii părerea voastră despre acești doi fundași centrali. Personal mi se par buni. Nu știu Cahill am cât de grozav e, dar Socrates sigur e foarte, foarte bun. Și mai spuneți-mi în comentarii cam ce alte schimbări ați mai vedea voi că ar trebui să fac eu în această echipă. Și o să țin cont de ele, bineînțeles, așa cum am făcut-o de fiecare dată. Eu am fost Cristi, vă sunt Stârnăveni și până data viitoare dați acolo un like, abonați-vă și eu m-am dus. Pa, pa!